Bine te regăsesc! Astăzi, Spiritualitate pentru copii îți propune o poveste despre puterea cuvintelor. Invitația mea pentru tine este, după ce vei asculta povestea, să te gândești la impactul potențial al cuvintelor tale și să ai grijă cum le alegi și cum îți lași cuvintele să iasă. Poți răni cu ușurință alte persoane și odată ce ai făcut-o, nu le mai poți lua înapoi. Într-o noapte din iulie, într-o tabără de vară destinată exclusiv fetelor, erau adunate într-un cer pentru meditațiile lor de seară. Consilierul a întrebat dacă vreuna dintre fete vrea să împărtășească ceva ce se întâmplase în acea zi care trecuse. O fată a ridicat mâna și a spus că o fată dintr-o altă tabără a spus ceva care i-a rănit sentimentele și că este foarte supărată pe ea. Consilierul taberei s-a dus la baie pentru a lua un tub de pastă de dinți. A luat tubul și l-a strâns puțin, așa că a ieșit niște pastă de dinți. Apoi a încercat să pună din nou pasta de dinți în tub, dar tocmai se crease mizerie. Apoi a strâns tubul și mai mult, împingând mai multă pastă de dinți afară și creând și mai multă mizerie. Consilierul le-a spus apoi fetelor, această pastă de dinți reprezintă cuvintele pe care le spui. Odată ce spui ceva pe care vrei să-l iei înapoi, este imposibil și creează doar mizerie. Odată ce spui ceva pe care vrei să-l iei înapoi, este imposibil și creează doar mizerie. Gândește-te înainte de a vorbi și asigură-te că cuvintele tale vor fi benefice înainte de a le lăsa să iasă. Dacă ți-a plăcut povestea de astăzi, propusă de Spiritualitate pentru copii, adu-ți aminte să le spui și prietenilor tăi despre ea. Până data viitoare, rămâi inspirat și fă din viața ta cea mai minunată poveste.